Celebrăm venirea primăverii, participând la un eveniment despre frumusețe și sănătate, Mărțișor Trail Run. Adepții unui mod de viață sănătos sunt invitați să petreacă o zi de alergare, dătătoare de energie și aventură în mijlocul naturii. Traseul cuprinde zone de pădure și câmpie, cu pante la urcare și coborâre, dar și cu noroi și băltoace. Participanții sunt rugați să se echipeze cu încălțăminte potrivite alergărilor de tip trail pentru o mai bună aderență și protecție. Pentru a respira un aer mai curat și a avea o țară mai verde, suntem îndemnați să participăm la acțiuni de plantare a copacilor. Sâmbătă 2 martie, doritorii sunt așteptați la Bălăbănești, Criuleni. Instrumentele, puieții, mănușile vor fi oferite de organizatori. La Muzeul Național de Istorie a Moldovei sunt vernisate două expoziții dedicate războiului din Ucraina. Icoane pictate pe cutii de muniții și cărți poștale din Ucraina, ambele arată atrocitățile războiului, dar ne lasă și loc de meditație asupra curajului și dorinței poporului ucrainean de a învinge. Teatrul Republican Luceafărul ne invită la premiera spectacolului Făt frumos Renașterea, o poveste inspirată din basmele românești, dar adaptată la realitățile din timpurile noastre. Piesa combină elemente de comedie, dramă și aventură și se adresează tuturor vârstelor. Coroana strămoșească! A fost! Ii odată! Furată! Primăvara se face simțită și la Muzeul Național de Arte, unde puteți admira expoziția de afișe japoneze, care arată trecerea anotimpurilor. Posterele sunt create de prefecturile din Japonia, 47 la număr, pentru promovarea turismului, fiecare dintre acestea prezentând diferite obiecte și evenimente festive de o frumusețe aparte în anumite perioade ale anului. Pe 29 februarie și 1 martie vă invităm la premiera Pescărușul, care se va juca la Teatrul Național Eugen Ionesco. Este un spectacol în regia lui Nikita Betehtin, iar din distribuție face parte și talentatul nostru coleg matinal Anatol Guzic. Viața dumitale e atât de minunat! Dar ce e atât de minunat în viața mea? Ce e atât de minunat? Uite acum trebuie să mă duc să scriu! Iartă-mă, dar nu am timp! Iar pentru a vă delecta cu muzică bună, la sala cu orgă, îl puteți asculta și admira pe violonistul Ilian Gârneț. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos, alături de cei dragi!